În această perioadă caracterizată de temperaturi ridicate, metodele de răcorire sunt multiple. Cel mai neașteptat ajutor vine însă de la iarba grasă, această plantă pe care mulți o consideră buruiană pentru că răsare din abundență în culturile de legume, dar și pe marginea drumului. De aceea este scoasă din rădăcini și dată de mâncare la păsările și animalele din gospodărie. Intuind parcă virtuțile ei, acestea o consumă cu poftă, însă ea este la fel de utilă și în hrana omului. Puțin știu că iarba grasă, cea care ne salută la tot pasul, este acolo ca un veritabil medicament pentru noi. Are un conținut ridicat de omega-3, fiind indicată pentru îmbunătățirea activității creierului și a sistemului cardiovascular, și multe minerale, printre care magneziu, siliciu și fier, însă conține și vitamine precum A, B, C și E. Iarba grasă are un gust plăcut, ușor acrișor și conține un suc gelatinos care este recunoscut ca adjuvant în bolile de ficat. Pe de altă parte, în bucătăriile rovegane este folosită cu succes în tare proaspătă la supe, ciorbe și salate, dar se poate consuma la fel de bine și uscată sau congelată. Iarba grasă mai oferă un ajutor important în grădini. Prin aspectul și structura sa contribuie din plin la păstrarea umidității în sol, împiedicând evaporarea apei de la rădăcina legumelor atunci când vântul usucă pământul, dar le ferește și de căldura directă a soarelui. Suficiente argumente să ne aplecăm cu mai mult respect asupra acestei plante și să exploatăm la maxim ajutorul dat agriculturii, dar și virtuțile ei gastronomice și vindecătoare.